Acum, dacă... Questions. Cineva dorește, aș sădui pe câștigători să ia cuvântul, să propună o discuție, o întrebare, să spună ei ceva. Ce cu câștigători? Da. Să vin în față sau să stau? Mai vizi acolo ca să... Uite, pe scaun eventual. Pe scaun. Așa. Acum ați deschis foarte multe subiecte și... E imposibil să... Absolut. Ceea ce spuneați în legătură cu această înțelepciune, cu imaginație morală mai exact. Cred că lumea nu-i familiară puțin cu conceptul, mai ales cei care nu l-au citit. Și mie mi s-a părut puțin ambigu la început. De ce imaginație, care e un proces, să spunem, speculativ, propriu, și de ce morală? Care e legătura? Fiindcă norma pare destul de rigidă. În timp ce imaginația pare așa, flourish, da? E un proces de îmbogățire imaginativă. Russell Kirk prezintă foarte bine imaginația morală, chiar în cartea, care am primit-o cadou, mulțumesc, prezintă această idee de educație ca act format, ca act normativ. El are o perspectivă foarte interesantă și spune că copiii trebuie, de exemplu, să fie învățați să citească mitologie. Trebuie să fie învățați să gândească. Fiindcă ei, prin această lectură, să spunem, își proiectează speranțele către un ideal mai înalt. De exemplu, din mitologie ei pot să extragă imaginea unui om cu multe virtuți. Ei, ca și copii, vor să-l urmeze și vor să-i preia comportamentul. În schimb, adversarul imaginației morale este imaginația idilică și, ulterior, imaginația diabolică, pe care Russell Kirk nu știu să fie teoretizat foarte bine, decât spunând că este cam în prezent această imaginație diabolică, ce se dedă la pornografie, la lucruri oribile. În fine, imaginația idilică, spune el, este creată de Jean-Jacques Rousseau. Și spune că este acea imaginație singulară, izolată de context, izolată de comunitate, care consideră că poate ordona lumea în funcție de speculații personale. Și aici vreau să vă întreb... De morala factuală. De morala factuală, da. Și aici vreau să intru în, de exemplu, capitolul Karl Marx sau Lenin. Acești indivizi ordonează societatea după o imaginație, să spunem, idilică, utopică, și totuși o organizează, hai să spunem, științific, deși este o utopie. Adică e ca un principiu fantastic cu baze științifice. Există acest argument reiterat, mai ales în spațiu public actual, că există niște facts care nu pot fi, până la urmă, alterate de imaginația aceasta idilică. Cum putem să punem bazele unui conservatorism, hai să spunem, foarte rațional și practic, prin apel la aceste principii? Prin bun simț. Pur și simplu, prin bun simț. Prin păstrarea a ceea ce Kirk explică, ce înseamnă ideea de permanență la Kirk? Înseamnă întotdeauna apelul la ce? La tradiție, la obiceiul. Deci apelul la ce? La tradiție, da? La obiceiuri, la cutume, la legi chiar. Pentru că mai avem un principiu, apropo, legat de convenție. Da? Deci stabilitatea convențiilor. Asta ne însemnă că ele sunt de neclintit, ci că ele sunt de urmat printr-o formulă de dezvoltare și exersare sociopolitică prudentă. Și atunci, cum ne putem desprinde de nebunia relativistă a prezentului pe care îl trăim cu toții și de toate, să spunem, drogurile care ni se administrează, pentru că, de fapt, se încearcă să ni se administreze un drog. Drogul viitorului. Drogul viitorului minunat, către care cu toții tindem, dar pe care nu o să-l atingem niciodată. Asta este tipicul stângii. Întotdeauna a avut vocația unui viitor ideal pe care, către care tindea tot timpul și care niciodată nu va fi fost atins. Milenarismul. Exact. Da? Deci, cum? Foarte simplu. Prin bun simț. Ce este bunul simț? Aici e o discuție interesantă. Ce este bunul simț? Bunul simț este cel care îți spune că 1 plus 1 fac 2. Come on. Pur și simplu. Da, e bine să-l citești pe Kirk ca să înțelegi care este diferența dintre tipurile de imaginație, faste și nefaste. Dar până la urmă, 1 plus 1 fac 2. Come on. Da? Bărbatul se unește cu femeia. Come on. Nu cu capra.
Sau mă rog, e problema lui, dar nu este ce trebuie. Da? E vorba de bun simț. Da, cineva îmi spune, apropo, am să fiu foarte teluric acum, dacă vezi. Frust, poate, nefrecventabil. Ce este bun simț? Bun simț este, sună cam așa. Eu sunt, în ghilimele, nu eu, da? Eu sunt gay. Da? Nu, eu nu sunt gay. Cineva spune, eu sunt gay. Ok. Foarte bine. Păi nu, 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 dar nu e bine, spune. Eu sunt gay și vreau să fiu recunoscut ca atare. Ok, te-am recunoscut ca atare, ești gay. Altceva. Nu, 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 n-ai înțeles. Eu sunt, băi, nu mai insista. Ce faci tu la tine în pat e problema ta. Ajungem la Russell Kirk. Deci, atenție, am trivializat discursul. Dar în momentul în care am ieșit din zona privată și am transpus lucrul ăsta în zona publică și îl transformăm în ce? În militantism ideologic, susceptibil a mă pune pe mine, care nu sunt gay. Da? Îmi plac femeile, mi-au plăcut dintotdeauna să-mi placă și la 90 de ani. Ok? Care-i problema? Da? Și să-mi spui că eu sunt cel care am o problemă. E, atunci intri în coliziune cu ideea mea de transcendență, de permanență, de bun simț. Ești gay, no problem. Și ieși, iertați-mi expresia, în nudul total pe stradă, într-un gay parade, sau cum îi spune, pride, gay pride, în condițiile în care copii de 7 ani sau 5 ani trec pe lângă tine pe stradă, avem o problemă. Și n-are legătură cu ideologia, ci cu ce? Cu bunul simț, cu buna purtare. Nu ne putem opune utopiei decât prin reîntoarcerea la bun simț. Iar reîntoarcerea la bun simț are legătură cu Dumnezeu. De ce? De ce? De ce în momentul în care Lenin a realizat că Revoluția Bolșevică nu a produs efuziunile sociopolitice și cutremurile revoluționare în Europa și doar în Rusia, a spus, domne, avem o problemă, nu mai putem folosi baioneta, s-a încercat în 1919, da? Guvernul Belacur, da? Și în Bavaria. Și în Bavaria, da? În scurt timp, foarte scurt, da. Da? Dar au fost așa, fulgurante, da? Și a spus, domne, trebuie să venim ceva, trebuie să facem ceva. Și atunci a venit școada la Frankfurt și a spus, sigur că trebuie să facem ceva. Atacăm principiile și valorile muncitorului occidental, muncitorului, da? Că acolo era problema, era între muncitori și clasa asuprită și burghezia asupritoare. Cum îl desprindem pe el de pe muncitor, da? Pe cel pe care noi, iată, venim să-l salvăm, da? Din marasmul și contingentările realității nefaste a burgheziei și a capitalismului. Foarte simplu. Îi rupem rădăcinile cu ceea ce el este. Îi rupem legătura cu Dumnezeu, mai întâi cu Dumnezeu și asta se referă la credință. Îi rupem legătura cu biserica și asta se referă la instituție. Îi rupem legătura cu familia și introducem ideea de copii care nu o să mai fie crescuți în familie, ci vor fi date către societate ca să fie crescuți, pentru că ei aparțin societății, ceea ce, nu uitați, vă aduc aminte, au făcut naziștii, doar pentru cuplurile SS, da? În Germania, după 1933. Da? Este idee neomarxistă, ca să ne lămurim. Marxistă, de fapt, nu neomarxistă. E marxistă. Da? Asta s-a încercat. S-a reușit? Nu. Guvernul Belacun a rezistat 6 luni până a intervenit armata română și armata franceză și au ocupat Budapesta. Da? Și s-a terminat cu... Fac o paranteză, apropo. În guvernele bolșevice, deținătorii de portofolii guvernamentale, cum se numeau? Comisari. Cum se numesc deținătorii de portofolii europeni? Comisari. E o coincidență? Nu știu. Nu știu. Poate o fi, poate nu o fi. Am răspuns? Am răspuns? Da, sigur. Ok. Dacă aveți de permis, doresc să îmi exprim și eu opinia referitoare la întrebarea ta.
bazele științifice, pretinsele baze științifice ale marxismului sau ale leninismului, sau marxist-leninismului, a fost și varianta aceasta, din punctul meu de vedere, sunt similare cu bazele așa zis divine ale monarhilor de drept divin. Este nu este altceva decât un pretext pentru a da frâul liber arbitrarității. Asta este punctul meu de vedere. Pentru baze științifice pentru o doctrină a societății și a omului nu prea poate să existe. Pentru că omul nu este științific. Adică nu este un produs științific omul. Chiar dacă astăzi zilele noastre se încearcă asta, s-au realizat, s-au făcut anumite mișcări de aici. Dar omul nu este un produs științific, omul nu este un robot. Da, pe marxism ce a făcut? S-a dus la Hegel și l-a scos pe Dumnezeu din toată filozofia hegeliană, da? Prima mișcare asta a fost, asta a făcut Marx. Da? Cu domnule, nu e nevoie de asta. Te complici, prietene. Da? Și după aia s-a dus la utilitarism și l-a combinat. Ce a făcut neomarxismul? A luat marxismul, da? L-a combinat cu Freud și a ieșit sexomarxismul. Deci toate sunt... Ceea ce e interesant este că toate sunt niște artefacte bazate pe răstălmăcire ale filozofiilor anterioare. Atât marxismul, cât și neomarxismul. El, din punct de vedere sistemic, după părerea mea, nu are nicio treabă cu un fundament cum e la Hegel sau cum e la Kant, spre exemplu. Un fundament epistemic independent sau quasi-independent. Nu. El se bazează pe răstălmăciri, pe... ale filozofiilor, ale sistemelor filozofice anterioare, pe care le adaptează, în folos propriu. Da, exact. Vreau să spuneți și eu faptul ăsta prin, de exemplu, cartea lui Alain Besançon, Origine intelectuală de leninism. Da, el prezintă ciclul francez, ciclul german, ulterior, hai să spunem, dogma marxistă. Fiindcă dogma marxistă joacă rol de știință, în ideea lor, a comuniștilor. Comuniștii care îl... preiau pe Marx, indicat și Lenin și Trotsky, vorbesc de Marx ca o valoare supremă. El, tu respecti realitatea dacă îl respecti pe Marx. Deci vedem cum între, să spunem, realitatea transcendentală și realitatea mundană se plasează Marx, care devine un fel de Dumnezeu al lumii și al ordinei naturale. La care în 2019, cred că 2017 sau 2016 a avut loc această nebunie, la care, da, s-au închinat prin interpusul Altiero Spinelli, reculegându-se în metru, nici cum se spune, religios, blasfemiant, doamna Merkel, fostul președinte francez și fostul premier italian, pe insula Ventotene, la mormântul lui Altiero Spinelli. Altiero Spinelli, by the way, fiind unul dintre, mă rog, comuniștii italieni, încarcerat de Mussolini pe insula Ventotene, era o închisoare celebră dedicată comuniștilor, și unde scrie manifestul de la Ventotene, în vreo 30 de pagini, nu mai mult, împreună cu un diarist italian, a murit înaintea lui Spinelli, îmi scapă numele. Și, practic, acel document a fost actul de naștere, dacă vreți, post școala de la Frankfurt, care n-a avut un asemenea act de naștere, practic, ăla a fost act de naștere, al previzionării Uniunii Europene în rit stângist, ca să ne rămurim. Și pentru ca protipedada, establishmentul politic european să se raporteze corect la ceea ce face în spațiul real politicului, s-au dus să se reculeagă pe insula Ventotene în 2000, s-au dus să se reculeagă în 2017 sau 2016. Aici doresc să nu să completez pe domnul Uncu, doresc să precizez faptul că, într-adevăr, manifestul la Ventotene a fost un fel de viziune de stânga a Uniunii Europene de astăzi, a comunității europene incipiente. Pentru că în momentul respectiv a avut câștig de cauză viziunea, să-i spunem, de dreapta, creștin-democrată, să-i spunem viziunea. Părinții au fost greșit în Da. În proporție. Da, a avut câștig, așa a luat, așa a început Uniunea Europeană de astăzi, iar Spinelli este considerat părintele mișcării federaliste europene,
și-a folosit cuvântul federalist pentru a masca alte pasiuni. De remarcat aici, că poate lumea nu știe, neomarxiștii au intrat în coliziune directă cu comuniștii, cu național-comuniștii, din două motive. Internaționalismul neomarxist nu a fost preluat de național-șovinismul comunist, da? Unul la mână, și ăsta a fost un motiv pentru care ambele părți au dezis una de cealaltă. Și cum? Slavă Domnului. Okay. Una de cealaltă. Și doi, al doilea conflict între neomarxiști și comuniști a fost faptul că neomarxiștii, și pe bune dreptate aici, le dau dreptate neomarxiștilor, dar doar pe această mică chestiune de știință politică aplicată, au sesizat foarte corect, lucru pe care ei acum îl fac exact cum îl făceau de la alt nivel comuniștii, au sesizat foarte corect că, de fapt, ei, comunismul naționalist nu a, național comunismul nu a eliberat clasa muncitoare de sub subjugarea și oprimarea claselor conducătoare, ci au înlocuit clasele conducătoare cu o nouă clasă conducătoare din interiorul comunismului. Și asta a fost un lucru foarte, foarte bun. Ceea ce se întâmplă însă acum la nivelul Uniunii Europene este exact similar lucrurile care s-au întâmplat în național comunism. Există un establishment de extracție neomarxistă, da? Care a uitat de fapt care sunt normele sau începe să uite care sunt logica și normele democrației reale. Chiar e chiar un banc care circulă pe holurile Parlamentului European, că democrația unională europeană conține foarte mult Kratos și mai deloc Demos. Cam asta se întâmplă în momentul de față, din nefericire. Repet, eu fiind un eurorealist, nu un eurosceptic. Eu consider că avem nevoie de Uniunea Europeană, avem nevoie de Uniunea Europeană ca proiect economic și social. Parțial social, cu siguranță economic. În niciun caz ca proiect politic, indiferent de argumentele care mi se vor spune și pe care le pot combate oricând, referitor la necesitatea existenței unui pol politic, virgulă, care să managerieze partea economică și socială. Am sesizat această idee pe care dumneavoastră ați menționat-o cu la Russell Kirk, imaginația morală, drept suprapunerea dintre inimă și gândire, genul acesta de relație dintre interioritatea subiectuală și intelect este firește întemeiată mistic în tradițiile religioase, da? Firește, noi fiind într-un spațiu ortodox, probabil că cel mai ușor ne vine în minte cuvântul Isihar. Prin urmare, Russell Kirk, deși a fost un protestant, el nu a fost departe. A devenit catolic. Da. Așa. Dar inițial a fost protestant și marcat, cumva să spunem, despre protestantism. Ne-a înțeles în cele din urmă acest cuplu fundamental care duce către ceea ce ar însemna, în logică ortodoxă, filocalia. Sau cum zicea până și Pascal, dar undeva în cugetări, această remarcă, să cugetăm frumos, iată ideea morală, spune el. A cugeta frumos este foarte interesant, pentru că este un autor rus, ortodox, executat de Stalin în 1937, Pavel Florensky, care la un moment dat vorbește despre faptul că în ceea ce urmărește omul în ultima instanță, pentru că domnul Luncu a vorbit despre lupta către Dumnezeu, ceea ce se urmărește în ultima instanță este frumusețea, ca să spunem așa. Frumusețea este un termen care apare și în Vechiul Testament, în Psalmi, și numai acolo, unde se vorbește despre frumusețea Domnului, frumusețea lui Dumnezeu, firește în limbaj teologic, asta se traduce prin energie creată. Și aici
ne apropiem de problema, o altă chestiune pe care ați atins-o, problema scopului pentru care omul se luptă sau trăiește. Când ați întrebat pentru ce se luptă omul, era să răspund fericirea, firește. Problema este că fericirea, pe lângă faptul că este un lucru foarte mare, cum zice o vorbă destul de banală, dar până la urmă adâncă, este omonimă. Adică ea se poate realiza în două moduri. Într-un mod, să spunem, distrugător, suicidar, sau într-un mod care duce către satisfacție reală. Creator, constructivist. Problema este că modul distrugător este astăzi foarte, foarte atrăgător. Și ăsta este atributul stângii. De ce câștigă stânga de atâta vreme? Pentru că ea a înțeles vorbele lui Dostoievski. Și anume că multor oameni, la un moment dat, le place să fie ticăloși. Nu ne place să fim ticăloși tuturor și nu tot timpul, dar sunt momente în care ispita funcționează teribil asupra tuturor. Suntem ființe coruptibile, fainibile. Și principiul stângii este acela că, până la urmă, ceea ce contează cu adevărat este trăirea acestui acum, nu? A clipei, care, firește, este inasignabilă. Și atunci, bineînțeles că, dintr-o perspectivă a unui om care caută satisfacția imediată și prinderea acestui acum, să vină cineva să-i spune ceva despre morală, despre reținere, despre răbdare, despre virtute, lui îi sună fascist. Lui îi sună teribil de fascist. Foarte patriarhal, unii ar zice fariseic. Lucru notabil, pentru că asta înseamnă că deja acolo s-a ratat întru totul ce înseamnă cu adevărat conservatorismul. Până la urmă, lucrurile astea, firește, nu sunt noi. Disputa dintre ispită și virtute, nu? Pe care Kierkegaard o rezolva prin libertate, că spunea opusul păcatului nu este virtutea, ci este libertatea. Corecția mea față de Kierkegaard ar fi bun, dar virtutea e tocmai libertatea. Okay. Ce se întâmplă astăzi este că nu mai avem de-a face cu o simplă dispută clasică între eroul cel bun, între eroul de mit, mitologic, și un bătrân diavol sau tânăr diavol care este seducător și are eventual accente romanțioase și atrăgătoare. Astăzi vorbim despre ceva cu mult mai periculos. Pentru a defini lucrul ăsta ar trebui să apelez la psihanaliza freudiană lacaniană, un alt capitol deturnat de stângiști. Da? A fost creștinismul deturnat de stângiști, a fost Hegel deturnat de stângiști, un european deturnat. Okay. Psihanaliza freudiană lacaniană la rândul ei, deși mă rog, Freud a avut câteva accente, să zicem, pozitiviste, dar pe fond structura freudiană lacanianismului este conservatoare. Asta e ceea ce am reușit să învăț și să aflu. Freud a spus că există trei tipuri de economie psihică, adică a modului în care oamenii își structurează interioritatea. Toate cele trei au de-a face cu ceea ce se numește în psihanaliză refulare originară sau castrarea simbolică. Refularea originară se petrece undeva între vârsta de, nu știu, oricând, de la 3 luni, să zicem, până la 2 ani de zile, la cei mai întârziați, dar de obicei pe la un an de zile, zicem, este instalată și ea este cea care generează accesul la limbaj și la conștiință de sine, încetul cu încetul, deci despărțirea între conștient și inconștient, etc., întreaga structura psihicului. Dacă se petrece un defect la nivelul refulării originare, psihicul nu se mai structurează în mod normal și ajungem, de pildă, la autism, care este efectul cel mai sever, sau la psihoză. Psihoza, de pildă, paranoiacă, așa cum o întâlnim la Rousseau,
apropo, de fantezii. Da? Dacă stăm bine să citim textele lui Rousseau, în care el proiectează o utopie complet desprinsă de realitate, acolo avem într-adevăr de a face cu o foarte proastă organizare a reflorii originare, care nu mai reușește să sesizeze legătura dintre real și imaginar. A doua economie psihică, dincolo de psihoză sau autism, care este cea mai sever, este nevroza. Nevroza suntem noi, cei normali, ca să spunem așa, cei care, la care reflorarea originară a funcționat. Dacă la psihotici nu a funcționat reflorarea originară, asta ce înseamnă? Înseamnă că energia de bază a psihicului, care este pulsiunea, debordează. Debordează necenzurată și psihicul unui psihotic se manifestă idiosincratic, nu? Prin halucinații, prin tot felul de evenimente paranoiace, da? Și așa mai departe. Simptome foarte grave care deranjează pe toată lumea și unor devin chiar periculoase. Nevroticul însă, trecând prin această refluare originară, are această economie care cenzurează pulsiunea și știe, deci, că există o alternativă la ceea ce noi că nu-i pornește din inconștient. Deci are loc autonomizarea psihicului față de, să spunem, baza anarhică a vieții care izvorăște din noi. E bine, există a treia economie psihică care se numește perversiune. Aia este mai mult o metaforă pe care îl înscrie copilul. Nu este foarte, foarte bună, din păcate, acolo nu-mi place cum vorbește Freud, dar el vrea să sugereze acolo cu totul altceva. Nu intrăm acum în discuția asta, pentru că nu are sens. Ideea este că cea de-a treia economie psihică, care ține de perversiune, este, ca să spunem așa, un fel de combinație între nevroză și psihoză, în condiția în care ia cei mai prost de la amândouă. Adică, pe de o parte, trece prin refluare originară, are acces la limbaj, nu se manifestă ca un psihotic. Deci, e conștient că există o limită, un interzis. Apropo de normă morală și transcendență și acceptarea, da, divizării proprii și a propriei falibilități. Pe de altă parte însă, există un defect la orice pervers în momentul în care se instalează refluarea originară. Nu intru acum în detalii, o discuție imensă pe marginea acestei economii psihice, dar esențial este că perversul totuși crede că poate să-și consume pulsiunea undeva în real. Nevroticul știe că niciodată nu va atinge, nu știu, ciocolata ideală, Ferrariul ideal, femeia ideală, lumea ideală, dar știe că în această lume, dacă mergem pe mâna ei, suntem sortiți eșecului, pe când perversul spune nu. Există într-adevăr o limitare în lucrurile lumii, dar eu cred că pot să găsesc în fiecare dintre lucrurile care mă înconjoară acea esență fundamentală pe care o caută toată lumea și pot să o devorez aici și acum. Asta este definiția sociopatiei și a psihopatiei. Marc Dutroux, faimosul pedofil belgian, e perfect descriptibil la nivelul ăsta, ca și toți cei care făceau parte din cercul lui. Ce vreau să spun este că astăzi conservatorismul o să se confrunte cu genul acesta de personalitate tot mai mult. Și ceea ce este cel mai nasol, uitați pentru cuvântul ăsta, da, este faptul că unui pervers îi plac legile. De ce? Pentru că modul în care perversul se satisface este tocmai prin încălcarea interzisului. Tocmai datorită faptul că el urmărește să consume ceea ce este esențial dintr-un obiect, esența, prin definiție, nu este aprehendabilă, nu poți să pui mâna pe ea. Asta e motivul pentru care el își distruge aproapele. Și asta îi face plăcerea. Deci, nu sunt atât de optimist ca și Aristotel. Nu cred că toți oamenii astăzi sunt în general buni. Sunt oameni la care s-a produs un defect. Și
care își extrag satisfacția din suferința altora. Ceea ce este și mai monstruos astăzi este că genul acesta de personalitate este nu doar proclamat ca normal, ci e proclamat ca normativ. Adică a fost instituționalizat în Occident deja, în special prin legile privitoare la LGBT. Prin care astăzi, nu, copiilor de clasă primară sau chiar de grădiniță, li se infuzează idei privitoare la transgresarea limitelor corporalității și ale sexualității, la pervertirea modului în care își trăiesc satisfacția corporală, la permearea unor fantezii care îi duc dincolo de ceea ce este omenește realizabil și, bineînțeles, că genul acesta de deschidere este infernală, pentru că este, în urmă, deschiderea către un abis. S-a ajuns, deci, până în punctul în care părinților li se interzice să se opună unor asemenea lucruri. Profesorilor li se interzice, sunt dați afară din slujbă. Da. Asta este tipic pervers. Și genul acesta de personalitate am să o spun, sună un pic așa eschatologic. Bun. De ce e importantă imaginația morală? De ce este importantă imaginația? Da, da, da. Imaginația morală face parte tocmai din educația fundamentală copiilor, prin care ei sunt cât de cât structurați după o manieră în care simbolicul lor, adică gândirea, limbajul, semnificanții, chiar și inconștiențe, sunt articulați normal, adică sunt vertebrați în acord cu niște arhetipuri. Da? Deci transcendența nu este doar un Dumnezeu necunoscut, are o anumită, urăsc cuvântul, structură, dar Are o structură. Este o ortonormativitate arhetipală, pe care stângismul astăzi o distruge prin recursul la anarhetip. Adică prin recursul la destrucția fundamentală a tuturor structurilor culturale care asigurau transmisiunea, tradiția. Ca să tradiție, cuvânt latinesc, tradiție înseamnă transmisiune. Deci, în cuvântul tradiție, cu ideea de schimbare e conținut analitic. Și atunci, toată cultura umanității asigura, practic, o transmisiune de la generație la generație, trecând peste cazurile de excepție în rău sau în bine, prin care, cumva, se păstra o anumită integritate intergenerațională. Iar lucrul acesta începe să se schimbe și să fie ruptă această continuitate și, odată cu Revoluția franceză și după aceea deconstructivismul postmodern, au fost atacate însăși bazele arhetipale, langajiere, categoriale ale modului în care e organizată ființa umană. De remarcat aici o digresiune istorică, Edmund Burke a trăit undeva între 1727 și 1797, ceva de genul ăsta. În 1790 scrie Reflections on the French Revolution, Revolution in France. Că e o mică diferență aici. Carte, ca el fiind și om politic, nu doar filozof, istoric, moralist și așa mai departe, fiind cartea care practic, la nivel european, a salvat Europa și Marea Britanie de Revoluția franceză. Să fim foarte clari. În momentul în care el a devoalat în această carte ororile, da, Revoluției franceze, nu doar din perspectivă istorică și autonom-obiectivă, ci și din punct de vedere filozofic. De aceea Burke este, de fapt, cel care a trasat drumul incipient al conservatorismului și a care a fost desăvârșit, bineînțeles, de Russell Kirk. Într-adevăr, Edmund Burke și Russell Kirk sunt linia conservatoare care reprezintă primul semnal de alarmă la adresa acestui tip de derivă care s-a concretizat în cele din urmă în totalitarism. Mai adaug că acest
această distorsiune care apare la nivelul culturii și civilizației europene nu se referă în mod specific sau în mod general la orice de religie, ci vizează în mod programatic creștinismul. Domnul Patapievi, care în partea nevăzută decide totul, un capitol acolo în care analizează foarte bine Constituția Europeană. Nu numai Constituția Europeană, cât înclinația deconstructivistă și stângistă de a ataca însăși bazele creștinismului și în această deviere de la cursul, această transgresiune, de fapt, de la cursul culturii occidentale, toate punctele pe care ei le deconstruiesc sunt în mod specific anticreștine. Plecând de la constatarea lui Pierre și de la analiza lui Pierre Manent, care demonstrează practic că unul dintre motivele pentru care nu avem o Constituție Europeană, nu știu dacă e bine sau nu să nu o avem sau să o avem, asta e o altă discuție, dar unul dintre motive a fost tocmai acesta pentru care noua elită europeană neomarxistă s-a opus cu obstinație introducerii în această Constituție a oricărei referințe la rădăcinile noastre iudeo-creștine. În nicio formă nu s-a acceptat nici măcar o aluzie la asta. Și asta, într-adevăr, slavă cerului, a blocat Constituția Europeană. Motivul e simplu. Da. Atunci când ai preluat o tradiție și ai distorsionat-o și ți-ai arogat meritele ei, e imposibil să o admiți, nu? Atunci, practic, îți devalează întreaga fraudă. Îți deconstruiește frauda ideologică. Sigur. Creștinismul fiind, practic, singura religie cu adevărat universală care a vizitat Pământul. Bun. Mulțumim foarte mult! Înainte de la cuvântul și lui Vlad, doream doar să fac o mică paranteză referitor la precizarea domnului Uncu despre cartea lui Berg. În aceeași perioadă, Thomas Paine și-a scris cea mai cunoscută carte a sa, Drepturile omului sau despre drepturile omului, nu mai reprezintă articolul. Thomas Paine a plecat din Anglia, a plecat în Statele Unite ale Americii. Nu este o coincidență că și atunci cartea lui Thomas Paine, locuitorii din Statele Unite erau mai alfabetizați, să spunem. Cartea se vindea mai mult și atunci în Statele Unite ale Americii. Cartea lui Paine s-a vândut de aproximativ 10.000 de ori mai mult decât cartea lui Burke, care au fost scrise cam în aceeași perioadă. Cartea lui Burke despre Revoluția Franceză, cartea lui Thomas Paine despre drepturile omului, Thomas Paine fiind un filozof admirat la stânga. Ca și astăzi, chestiunile în care se scrie și se vorbește despre drepturi și nu despre datorii, sunt mult mai prizate, mult mai cumpărate, mult mai răspândite și meme-urile pe Facebook circulă libere despre cât de multe drepturi are omul și eventual cât sunt ele de încălcate de o majoritate închipuită și bigot. Și opresivă. Și opresivă, da. Vlad? Să revin la mica idee pe care am lăsat-o la început, și anume că motivul pentru care, de fapt, preluând o idee a domnului Trif, că stânga a tot câștigat teren în ultimul secol, și de fapt în ultimele secole, aș spune că a câștigat teren pentru că partea noastră nu își apără deloc valorile. Și nu își apără valorile de două motive. De fapt, s-o luăm mai bine invers. De ce câștigă stânga? Stânga câștigă pentru că stânga studiază. Nu ce trebuie, dar studiază. Capătă multă încredere în ceea ce citește. Limitat, așa cum este lectura stângii, oferă multă siguranță. Și pentru că oferă multă siguranță, pentru că oferă multă siguranță, îndoiala nu prea există. De partea asta, la altă, din păcate, trebuie să remarcăm faptul că
în ultimele secole calitatea apărătorilor noștri este tot mai slabă. Se studiază tot mai puțin, neîncrederea e tot mai mare. Și atunci când se confruntă două seturi de idei, unul apărat de oameni hotărâți să învingă, iar alții apărat de oameni care nu prea știu până la urmă ce apără și de ce apără, victoria aparține aproape întotdeauna primilor. Și asta așa se face că ajungem în situații precum cea în care ne aflăm astăzi, în care dreapta se uită la stânga, vede că stânga a câștigat instituție după instituție, că a distrus de la instituții sociale până la instituții internaționale. Nu neapărat în sensul că el nu mai există, ci pentru că le-a redefinit. Se uită la victoriile obținute, remarcă amar că adesea s-au făcut prin folosirea dezinformării, a minciunii sau, în urmă, a unor informații eronate. Și singura concluzie pe care o poate trage este că pentru a învinge, pentru a recâștiga terenul pe care l-a pierdut secole la rând, trebuie să fie ca stânga în comportament. Ideile stângii nu le poate prelua întru totul, dar se gândește că dacă își poate însuși măcar ideea că scopul scuză mijloacele și că până la urmă nu putem învinge ca domni, ci doar dacă suntem mincinoși, golani, ticăloși, dar susținând noi, dar susținând principiile noastre bune. Deci ideea că scopul scuză mijloacele a fermecat pe foarte mulți în ultima vreme. Și mie asta mi se pare o eroare catastrofală pentru dreapta, pentru că dacă stânga până la urmă este nevoită să apeleze într-un fel la minciună, nu e, sigur, stânga nu e conștientă că minte, pur și simplu este insuficient pregătită adesea să propună altceva decât aceste minciuni. Dreapta știe că minciuna în sine este o eroare. Și încercând să lupte cu armele adversarului, pe care nu le poate mânui prea bine, mă tem că rezultatul va fi unul singur. Stânga o să câștige în continuare și va menține toate instituțiile și va sfârși prin a distruge moral și intelectual ce a mai rămas din dreapta. Care, fie vorba între noi, prea multe, nici nu prea mai are. Și spun asta gândindu-mă la ce am văzut în ultimii ani și mai precis la tendința de a trata orice subiect social și politic prin prisma partizanatului ai noștri versus ai lor. Respectiv, ai noștri sunt întotdeauna buni, ai lor sunt întotdeauna răi. Respectiv, ai noștri spun întotdeauna adevărul, ai lor întotdeauna mint. Problema este că uneori ai noștri nu sunt chiar ai noștri, și uneori nu spun adevărul și uneori nu fac bine. Și dacă noi ne mințim că susținând contrariu vom câștiga ceva, cred că vom sfârși prin a constata că nu doar că vom pierde teren în continuare, ci vom pierde accelerat, pentru că noi nu putem câștiga așa cum au câștigat ceilalți. Și se vede experiența limitată, foarte limitată pe care o am în această privință, îmi spune că cei mai tineri ca mine, 33 de ani, mulțumesc, cei mai tineri ca mine sunt foarte reticenți în a asculta partea noastră, pentru că o asociază cu ipocrizia ultimilor ani. Și cred că am face bine să ne gândim, mergând aici pe urmele lui Russell Kirk, că până la urmă partizanatul extrem nu ne servește, nu servește intereselor noastre și că așa cum remarca el, putem câștiga alegeri, una, două, trei, patru, poate chiar mai multe. Și acum când spun asta mă refer mai cu seamă la americani, pentru că noi, din păcate, nu
nu existăm din acest punct de vedere. La noi conservatorismul este abia, cum să zic? Abia a murit de 100 de ani. A murit de ceva vreme, dar să zicem că e în reconstrucție. Putem câștiga bătălii, dar vom pierde definitiv războiul în ritmul ăsta. Pentru că noi nu, repet, noi nu putem obține ceea ce obține stânga, pentru că nu, acest tactica ei nu ne este potrivită. Și cam atât. Am o veste proastă. În Apocalipsă spune că fiarei i s-a dat putere să-i bată și pe sfinți. Deci, tu spui, conservatorismul ți-a pierdut războiul, peste că nu-i bate de atât. Deci, înainte să nu bază la ok. Nu trebuie să fim așa de fetiș. Clar, am o întrebare. Având în vedere pasiunea ta pentru sfera nord-americană politică, aveai cumva în vedere o anumită direcție a mișcării conservatoare care a existat și cum a existat în SUA? Când discursul tău de a prelua o tactică greșită, ai noștri nu sunt chiar ai noștri, adevărul nu este chiar spus cum... Ai în vedere o anumită tabără din mișcarea mai mare? Deci, singura tabără cu care ne putem identifica până la urmă, de exemplu, e tabăra republicană. E tabăra noastră, să zicem, în general, acolo e baza mișcării conservatoare. Mă refer la nivelul la conservatorism intelectual sau cultural. Dar acolo a fost din anumite direcții. Știi foarte bine, doar și tu. Da, au fost. Numai că în prezent, mie mi se pare că direcțiile, practic, au fost lăsate, au fost depășite de luptele politice ale momentului. Adică discutăm până la urmă discutăm de trumpism, discutăm de fenomene care, obiectiv vorbind, dacă studiem un pic istoria mișcării conservatoare americane, au destul de puțin de a face cu conservatorismul. Și... Da, ce să zic, că nu am răspuns. Devine mai interesant acum, chiar trecem puțin în conservatorism, în analiza politică din SUA, că acolo e cel mai reprezentativ deocamdată. Când tu ai spus toate cele ce le-ai exprimat, imediat m-am gândit la direcția neoconilor. Avea vreo legătură cu asta? Nu, pentru că paradoxal, conservatorii împărtășesc multe... Alunecă la stânga. E o formă de stânga. De acolo au venit, dar ceea ce i-a adus la dreapta au fost valorile dreptei, valorile morale și anticomunismul. Și neoconservatorii au rămas fidel, până la urmă, valorilor morale. Sunt cercuri neoconservatoare în Statele Unite, care oferă o critică, zic eu, foarte bine susținută a fenomenelor sociale și politice care ne îngrijorează pe noi toți aici. De exemplu, revista Commentary, care este într-adevăr o revistă neoconservatoare, dar care împărtășește foarte multe din îngrijorările noastre. Deci nu la neoconservator m-am referit propriu-zis, oricum acum sunt marginali, ci pur și simplu la tendința de a înlocui dezbaterea politică de idei cu dezbaterea politică bazată pe triburi, noi și ei. Și cam atât. Genul acesta. Ok. Să ne îndreptăm către final. Da. Știu că unul din aspectele destul de sensibile din conservatorism e conflictul dintre generații. Și se spune și se afirmă că conflictul dintre generațiile actuale e foarte pronunțat. Eu studiez, de exemplu, tânăra generație intervenică, tânăra dintre, deci Eliade, Cioran și aceștia, în relația lor cu filozofii, cu politică, cu vechea generație. Conflictul, eu spun că e o permanență a istoriei și datoria noastră să găsim elementele care totuși ne leagă și care totuși, să spunem, sunt pozitive din ambele tabere. De exemplu, vedem cum tinerii, cu nonconformismul lor actual,
totuși joacă un rol foarte important pe destructurarea anumitor atitudini căpătate în comunism. Vedem cum anumite prejudecăți care sunt automate, să spun, în societate, de exemplu, așa trebuie sau așa se face, da? Intră în contradicție cu spiritul liber al tinerilor. Fiindcă noi, cel puțin generația mea, în 21 de ani, suntem crescuți efectiv într-o tradiție a libertății. Cu bune, cu rele, totuși am deprins această libertate, mai ales a dialogului. Evident, când se ajunge prea departe, când se ajunge la o restructurare a biologicului și a naturalului, atunci intervine și la noi instinctul conservator. Dar eu consider că tinerii totuși joacă un rol foarte important în construcția democrației, mai ales prin spiritul acesta liber, antreprenorial, pro-capitalist, să spun, pe care societatea românească nu-l cunoaște, care este totuși străin acestei societăți. Cam atât pentru moment. O ultimă remarcă și cu asta poate că ne apropiem de la final. Apropo de conflictul dintre generații, generația tânără susceptibilă a privi ontologic, aș putea spune, cu o anumită vârstă, adică până la 35 de ani, așa, maxim, către viitor, către reformă, către progres, către negarea status quo-ului, cu orice preț, nu în mod necesar printr-o negare susceptibilă a produce ceva fact sau lucrativ în loc, ci pur și simplu pentru a se desprinde și de a se emancipa de să spunem, autoritatea paternă sau maternă sau familială sau socială sau atitudinală a locului în care ei, mă rog, se dezvoltă și cresc în o anumită vârstă, apropo de lucrul ăsta, marele pericol cu care toți ne-am confruntat, inclusiv eu la vârsta de 21 de ani și cred că toată lumea de aici la 19, la 18, la 22, la 24, la 15, mi-a primit 15 ani, nu vreau să știu ce provocare am cu el, acest tip de emancipare aproape violentă la un anumit moment al vieții vis-a-vis de cutumele impuse mai mult sau mai puțin de familie sau de societate pot eșua în ceea ce Andrei Companion spunea cele 5, dacă nu mă înșel, paradoxuri ale modernității. A apărut în 1994 cartea și cele toate sunt legate de modul în care noi ne raportăm la viitor. Creăm o religie a viitorului, o superstiție a viitorului, o cultură de masă susceptibilă a fi cea care ne produce accesul la cultură, când de fapt ea nu ne produce accesul la cultură, ne produce accesul la un tip de cultură care nu are legătură cu profunzimile și rafinamentele culturale, ci la un artefact, un melanj de cultură de masă îngurgitabilă de orice persoană, pregătită sau nepregătită de a face apel la privilegiul înțelegerii culturii. Și asta este marele pericol, să transformăm viitorul într-o valoare în sine, într-o valoare către care tindem cu orice preț, fără a ține cont de lucrurile bune care ne-au dus în postura de a tinde către viitor. Aici e marea problemă. Asta nu înseamnă că e obligatoriu să se întâmple așa. Dacă toți am trecut prin asta. Și eu am trecut prin asta. Da? Și ușor, ușor mi-am dat seama de lucrurile la care trebuie să renunț, apropo de fascinația viitorului, și mi-am dat seama de lucrurile la care trebuie să mă raportez, apropo de rădăcinile mele și de stabilitatea mea psihoafectivă și socială, dacă vrei. Ok. Înainte să încheiem, aș vrea să întreb dacă sunt întrebări în sală. Cineva ar vrea să întrebe ceva? La o țigară, să mergem la o țigară, gata, hai! Mergem la o țigară, bine, haideți! Prezență și încă o dată aplauze pentru câștigător!